Biserica din cartierul Micro 21 din Galați, care poartă hramul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, a fost plină de credincioși care, într-o deosebită atmosferă de evlavie, au venit cu credință să îl cinstească pe ocrotitorul parohiei și să se roage pentru sănătate și un an mai bun. Pentru ce v-ați rugat? Pentru sănătate, mântuire, sănătatea copiilor, pace, să fie liniște. A venit și la preasfințitul, ne-a onorat cu prezența. Pentru bunicii mei care nu mai sunt, Ioan și Ioana, pentru vărul meu, oameni care ne-au iubit și ne veghează de sus, și pentru sănătatea familiei. M-am rugat pentru sănătatea familiei și pentru sănătatea tuturor românilor. Pentru sănătate, pentru pâinea cele toate zile și liniștea sufletească, cum avem probleme. Suntem la sărbătoarea soborului Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântul care ne este nouă ocrotitor și protector, și de data aceasta am avut bucuria ca să avem în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, care ne-a binecuvântat și ca de fiecare dată în ultimii ani ne-a binecuvântat și acum începutul de an, ținând cont de faptul că avem mult de lucru aici la această parohie, atât pe plan filantropic și social, dar mai ales pe în plan administrativ gospodăresc. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, însoțit de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul său de învățătură, chiriarhul Dunării de Jos a vorbit credincioșilor despre importanța covârșitoare pe care a avut-o Sfântul Ioan Botezătorul în istoria mântuirii. El este cel care l-a botezat pe Mântuitorul Iisus Hristos în apele Iordanului, prorocul care face legătura dintre Vechiul Testament și Noul Testament. Această comunitate parohială mai tânără, de două decenii doar, are o lucrare atât de importantă, două altare, unul pentru liturghie, iar celălalt altar pentru filantropie, iar deasupra, mari biserici închinate Sfântului Ioan Botezătorul, așa cum observăm, pe turla mare a apărut crucea ca semn al speranței, nu doar pentru îmbogățirea cu nouă biserică aici, ci pentru îmbogățirea sufletească a mulțimii credincioșilor și credincioaselor constituiți în una dintre cele mai active parohii din municipiul Galați. Așa să ajute Dumnezeu să activăm lucrarea dragostei creștine, a filantropiei care decurge din liturghie și împreună să dedicăm lucrarea parohială educației religioase a copiilor împreună cu bunicii, cu preoții și cadrele didactice în toate familiile din această parohie. La mulți ani! Gălățenii petrec alături de sărbătoriți și familie ultima zi din timpul Crăciunului. Tatăl, din păcate, tatăl mort și l-am sărbătorit așa, dându-i de pe mână și tot la fel la biserică. Nora mea stă separat de mine. Am să-i fac o vizită, sigur că da. Ceva acolo, ce putea și eu, un cadou, cât de mic, o floare. Da, fetița. Ce faceți? Ce să facem? Mai avem de la anul nou. Cum sărbătoriți astăzi? Ce să vă spun, sau am sărbătorit mai mult de anul nou. Acum nu avem așa mult musafire, care s-a început și, adică s-a început... S-a început activitatea. Prenumele Ioan înseamnă în ebraică Domnul a miluit sau Domnul a avut milă. Potrivit statisticilor, peste 81.000 de gălățeni își sărbătoresc onomastica cu ocazia acestei sărbători. Aproape 65.000 sunt bărbați cu numele de Ioan, Ion, Ionuț, Nelu, Neluțu și Iordan, iar 16.400 de doamne și domnișoare răspund la numele de Ioana, Ionica, Ionela sau Iordana.